Bună ziua, bine v-am găsit. Azi este data de 3 iulie. Aici am pus mască în cușcă, pe data de 25, și e timpul să venim să-i dăm drumul. O să vă arăt acum cum îi dăm drumul. Aici avem un cac, avem miere în el, dar nu aia mă interesează. Mă interesează să dăm drumul la mătcuțe azi. Mierea asta o țin pentru a da la diferiți roi unde avem nevoie. Nu o extragem. Acum dau catul deoparte. Aici avem matca în colivie. Deja matca, văd că de fapt matca albina s-a retras în partea dreaptă. După ce va fi acceptată matca, adică sper să fie acceptată. O să desfințăm catul. E o vreme destul de rece. Dar n-are importanță acum. Mă interesează prezența mătcuței aici în colivie. De plecat n-a plecat nicăieri, este aici. Și cum îi dăm drumul la această matcă? Avem aici pregătit un băț. Am un băț aici pregătit și o să-i dau pur și simplu o gaură în ramă. Asta e tot. Am deschis acolo, acum punem la loc. Punem la loc și asta e tot. Asta e tot la dată drumul la mătcuțe în cuști. Acum vom verifica peste alte câteva zile dacă matca o să-și reia activitatea. Mergem la altă
colonie. Și aici exact același lucru avem de făcut. A eliberat matca din colibie. Au propolizat foarte bine aici. Așa. Iată și aici avem albina care stă foarte bine pe ușcă, față de cealaltă aici e mai diferit un pic, fiindcă observ că construiesc și punți. Iată cum stă aici albina parama cu ușcă. În schimb aici au intrat și câteva albine, au reușit să intre ele pe undeva. Văd că mătcuța e în regulă. O să-i dăm, iată cum stă albina aici, pe cușca aici. Au intrat ele vreo câteva albinuțe pe undeva, dar nu multe. Acum o să-i dau drumul în totalitate măcii, dând o gaură în partea opusă. Ceea ce este interesant este că au intrat câteva albinuțe, nu multe, da? Au intrat. Acum am dat gaură și punem la loc. Normal, trebuie să fie acceptată foarte ușor. O să le mai verificăm după un timp. Asta este treaba aici. Aici avem ultima matcă care este în cușcă. O verificăm și pe ea. Acceptare grea la familiile astea mai puternice este mai greu, dar eu sper să fie totul în regulă până la urmă.
Ia să văd care am pus pușca, că nu mai țin minte. Asta cealaltă. Aici au reușit să intre vreo 2-3 albine. Matca e în regulă. Acum urmează să îi dau drumul. Am făcut gaura și punem la loc. Cam asta e tot la eliberarea reginelor. În această metodă. Destul de simplă, dar durează. Deci durează mult timp. Durează să ții matca astfel vreo 6-7 zile și abia după aceea să dai această gaură în ramă pentru a fi eliberată. De fapt eliberată, o să înceapă să meargă în cuib. Încet, încet. Bun, cam atâta la datul drumul la reginelor din cușcă.